găsit, sunt Otilia Dima și vă prezint retrospectiva săptămânii, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Grav accident feroviar la Căiuți. Locuitorii din Gura Voii fără apă potabilă în plină vară. Se apropie Raliul Moldovei. La Căiuți a avut loc un accident feroviar, un tren a deraiat după ce a lovit un camion. Trenul personal 5202 Ciceu Focșani a lovit bena unui camion. Trenul avea două vagoane de pasageri în care se aflau circa 50-60 de persoane. În urma accidentului, locomotiva și un vagon au deraiat. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de intervenție cu apă și spumă, o ambulanță SMURT și grupa operativă AISU Bacău. Nu au fost victime, doar mecanicul locomotivei a suferit leziuni ușoare. Traficul feroviar s-a desfășurat pe un sens cu restricții de viteză de 30 de km la oră. La Consiliul Județean din Bacău s-a desfășurat Festivalul European al Salinelor. În cadrul evenimentului s-a discutat despre perspective de dezvoltare și promovare turistică a județului Bacău. Cei care au participat la eveniment au vizitat și Salina Târgu Ocna. Detalii în materialul următor. În primul rând, aș vrea să profit de faptul că ieri de vizitul cu Duc și am să vorbim lăsarea Domnului și Hristos la ceruri. Și formula mea de salut astăzi către dumneavoastră nu va fi nici bună ziua, nici bonjour, va fi Hristos înălțat. Mulțumesc, în primul rând, organizatorul acestui festival european al Salinelor că ne-a invitat ca astăzi să fim alături de dumneavoastră. Mă simt onorat să stau alături de oamenii de calitate. Sunt primarul Comunei Cașin, cum a spus doamna Pașcu. Mă numesc Daniel Soroiu. Păstoresc o comună de păsări. Comuna Cașin are 4400 de locuitori. Se află așezată geografic în sud-vestul județului Bacău, pe frumoasa vale a râului Cașin. Ocupația de bază a locuitorilor sunt coeritul, prelucrarea lemnului, comerțul, servicii. Suntem comuna cu cel mai efectiv de ovine din județul Bacău, aproximativ 10.000. Turiștii care vor veni la noi pot degusta o brânză, zic așa, și toate derivatele din acestea naturale, pur ecologice, carne de miel, oaie, pur ecologică, fiindcă pășunile noastre nu sunt tratate chimic, ci cu fertilizatori naturale. E un lucru extraordinar. Apele sunt libere ca cristalul. Turiștii mai pot vedea aceste minunate porți de lemn, de aceea la casă există această tradiție de lucru în lemn. Nu întâmplător s-au făcut porți de lemn la casă, fiindcă acum 300 de ani strămoșii noștri au venit din Țara Făgărașului, Țara Transilvaniei, da? Și din Rucări Capătlar, din Țara Muntenii, Cășunenii fiind cea mai integrată comunitate de munteni din Moldova. Pot să vă viziteze turiștii trei monumente biserici, monumente istorice, din secolul 17. Da? Pot să viziteze linia frontului, cazemate și câmpul mitraliere făcute de armata germană la al doilea război mondial. Iar vis-a-vis cu Obor și Aviorițe, într-adevăr, de spunea de Sovejea, noi suntem frați cu șoptul sovejeni, fiindcă ei sunt tot de la Rucă și de la Buzlasă. Iar singurul loc geografic de pe Arta României se află pe Valea Cașinului,
unde se întâlnesc cele trei ținuturi din Valea Mirița, ținutul Bațul Drâncean, cel Moldovean și cel Urean. Turiștii care vor vizita comuna noastră vor beneficia de servicii de cazare moderne în municipiul Onești, care este limitrof cu comuna Pașin, practic ne aflăm de departe varianta orașului Onești. Pot fi cazați și la Târgu Ocna, unde sunt foarte multe pensiuni și de acolo pot veni pe Valea Cașunului, fiindcă suntem în apropiere. Dacă s-a vorbit astăzi foarte multe sare, vă spun că și la noi sunt izvoare cu apă sărată. Deci subsolul cu siguranță are sare, da? Să pot bucura cu niște de plimbări cu străsura cu cai, cu căruța cu copilcel. Pot trei echipe aici, în trecut, da? Și pot vedea ceea ce nu văd în țările foarte dezvoltate, ceea ce a creat Dumnezeu. Totul natural. Locuri în care, da, locul în care modernismul nu și-a pus aprenda. Deci locuri lăsate și create de la Dumnezeu. Mă opresc aici, fiindcă sunteți foarte opoziți, având cu programul ca să fiți astăzi la masă, la ora 13. Vă urez poftă bună, vă mulțumesc că m-ați ascultat și să dea Dumnezeu să ne reîntâlnim sau să veniți la Cașin cu vă ajutăm cu dragă. Și acum, pe doar aceasta de ploaie,
postul Câmpării plânge, Vântoarea plânge și este semnul că polii nu se vor rupi în curând. Avem Castelul Ghica. Un castel care datează din secolul XIX, un parc frumos care se numește acesta peste 35 de hectare. Avem două izvoare de apă minerală, unul natural de la Cinget și de la Sărădie. Și sperăm să dezvoltăm zona și datorită acestor două izvoare. Dar mai presus de toate, așa cum a spus și dumneavoastră, avem o zestre culturală. Avem niște tradiții și obiceiuri deosebite pe care le reprezentăm nu numai locuitorilor comunei de Oteana, locuitorilor localităților limitrofe, pe 31 decembrie, când avem un festival anual al tradițiilor și obiceiurilor de iarnă. Suntem recunoscuți pe Valea Prosului datorită unui joc, se numește Jocul Ursului. Comuna de Oteana beneficiază și de un fond energetic bogat, alături de urs, de oare. Totul este frumos în Oteana și lucrurile acestea vor renunți nimic decât să veniți și vă invit. Am înțeles că voi o să mergeți în pustura asta și vă invit să opoziți Oteana. Pentru că nimic nu se compară. Vor vedeți, vor zboară, dar ceea ce vedeți, imaginea, o să vă îndemne să reveniți în Oteana și să vedeți, să doriți să vizitați întreaga localitate. Închei când invitația lui este foarte drag, al istoricului Nicolae Iorga, fiecare loc de pe pământ are o poveste lui. Și acum am spus în povestea Oftenei. Dar trebuie să tragi bine cu urechea ca să o auzi și trebuie un drag de iubire Oftenei. Vă invit încă o dată mâine și la fel cum a lăsat la Oftenei. Mulțumesc! S-a deschis ștrandul cu apă sărată de la Salina Târgocna. Ștrandul cu apă sărată este amenajat în incinta sucursale ca parte a bazei de agrement și a fost inaugurat încă din anul 2010. Programul de funcționare a ștrandului este de la ora 10 la ora 20. Locația dispune de un ștrand cu apă sărată, dușuri, cabinet medical, terasă și magazin. Turiștii au la dispoziție șeslonguri, umbrele de soare și locuri special amenajate pentru practicarea diferitelor sporturi, precum ping-pong, basket sau volei. În zilele în care vremea va fi nefavorabilă, ștrandul va fi închis. Locuitorii din Gura Văi au rămas fără apă potabilă, Raju a asistat furnizarea apei din cauza facturilor neachitate. Deși compania de apă a încercat să găsească soluții la această problemă, facturile nu au mai fost achitate încă din luna martie. Astfel că s-a ajuns la această situație dificilă pentru locuitori, mai ales în această perioadă de vară, cu temperaturi ridicate. Detalii în materialul următor. În comuna Gura Văi nu mai este apă de aproximativ 2 săptămâni. Fac precizarea că în data de 28 mai 2019, am făcut ultima citire a contorului de branșament. E vorba de contorul de intrare a îmbranșamentului de la rețeaua Gura Văi, situat pe proprietatea municipiului Ionești. Acest contor indica 20-214 ca și consum. Am înțeles că acest contor de branșament și inclusiv vana de intrare a apei a fost sigilată de către Raja. Nu am participat la aceste operațiuni, am fost ulterior convocat de către Raja să semneze aceste procese verbale de demontare a contorului și de sigilare a vanei. Întrucât nu sunt decât un simplu administrator de rețea și nu sunt proprietarul rețelei, am refuzat să semnez în nume propriu și în numele altcuiva acele procese verbale, solicitând prezența primarului comunei Gura Văi. I-am dat acestuia mai multe telefoane, a refuzat să răspundă la telefon. Fac precizarea că la câteva zile am făcut adresă către Raja, am număr de înregistrare, prin care am cerut detalii cu privire la existența, care este situația de fapt a branșamentului comunei Gura Văi și a contorului de intrare. Mai mult am cerut informații cu privire la faptul dacă din partea primăriei Gura Văi, în calitate de proprietar al rețelei, din partea OAT s-a prezentat cineva pentru a lămuri problema. Din informațiile mele, până și
documentate, până în data de 10.06.2019, nimeni din cadrul primăriei Guravăi nu s-a prezentat la sediul Raja pentru a lămuri problema. Dumneavoastră ați fost la sediul Raja? Da. Ați fost. Da. Deci am fost la sediul Raja, am vorbit cu mai multe persoane, pot să le și nominalizez. Este vorba de doamna directoare Ghioc, am vorbit cu doamna Angel. Situația este destul de complicată. La momentul de față, pe lângă suma din preaviz, Raja cere achitarea unor sume care, în mod normal, având în vedere scadența aia de 45 de zile, erau, aceste facturi erau scadente, una la jumatea lui iunie, respectiv 15 iunie, iar alta la jumatea lui iulie. Ori, în momentul respectiv, pe lângă diferența de achitat din preaviz, Raja cere și achitarea acestor facturi. În tot plus taxe de rebranșare, remontare, contor, pe undeva peste 25.000 de lei sunt. 250 de milioane lei vechi. Aceste sume. De ce s-a ajuns în situația asta? S-a ajuns în situația asta întrucât rețeaua de apă a comunei Guravăi are numeroase pierderi. Fac precizarea că nu este vorba de pierderi la contor individual de branșament, deci mă refer aici la consumul populației, ci mă refer la pierderile de pe rețeaua principală de aducțiune de apă. Acolo sunt mai multe tipuri de pierderi, respectiv avarii. Cea mai mare avarie este cea din 23 februarie 2019, avarie pe care am constatat-o cu un reprezentant al Raja, sub semnătura acestuia, avarie pe care primarul a refuzat la momentul respectiv să o recunoască și să o constate. Mai mult, în urma acestei avarii s-au produs pierderi de apă verificate pe factură și pe citirile emise de Raja de aproximativ 2000 de metri cubi. Asta înseamnă aproape 10.000 de lei. Mai sunt și alte tipuri de pierderi de pe rețea. Vorbim aici de avarii, defecțiuni, care au trebuit remediate prin sudură cu electrofuziune și toate acestea s-au adunat pe parcursul a 18 luni de funcționare. Fac precizarea că atât primăria cât nici școala nu sunt branșate la rețeaua de apă. Nu cunosc motivul pentru care nu sunt branșate. Cert este că la momentul când am pornit eu rețeaua de apă, 19-12-2017, ele trebuiau branșate la rețea. Se putea face ulterior acest branșament, acesta nu s-a făcut. În ceea ce privește primăria deține două ciușmele publice, care în lipsa contractului de branșare a apei, acestea nu pot fi contorizate. Sunt pierderi foarte mari pe acele ciușmele publice. În total, la momentul de față, pierderi pe rețeaua de apă sunt peste 25.000 de lei. Calculul s-a făcut prin citirea contorului principal din branșament, din care au fost scăzute consumurile însumate ale populației. Dar de ce nu ați vrut să faceți branșarea la școli și la grădinițe? Pentru că apa din comuna Guravăi, se știe, este bine știut, prezintă probleme și pune în pericol sănătatea celor care o consumă, eventual. Cu privire la acest aspect am să vă fac niște precizări. Eu am vrut să branșez aceste instituții. Am făcut numeroase adrese pe care le-am înregistrat la Consiliul Local și la Primăria Guravăi. Vorbim de adrese din data de 3 decembrie, din data de 10 decembrie, din data de 11 februarie. Am intervenit personal în ședința Consiliului Local din data de 18 februarie, în care am solicitat primarului să ia măsuri pentru branșarea instituțiilor publice, să despună aceste branșe, pentru că în momentul de față este singura opțiune de a crește consumul în sat și de a asigura continuitatea serviciului. Pentru că dacă noi am fi avut aceste instituții publice branșate, sigur ar fi fost un mare avantaj și nu s-ar fi procedat la debranșarea de către Raja. Deci dumneavoastră ați vrut să branșați instituțiile de învățământ, dar nu s-a dorit acest lucru. Nu, am fost refuzat. Ultima cerere de branșare mi-a fost comunicată de către doamna directoare Chele în data de 22 mai, când deja preavizul mă confruntam cu un preaviz și făceam eforturi uriașe ca să pot plăti din puținile încasări care erau, să pot plăti la Raja și să țină apa în sat. Și am făcut un răspuns doamnei directoare în care am spus că această problemă trebuie rezolvată prin ședință de Consiliul Local și prin asumarea de către
autoritate de OATE a unor garanții de funcționare a continuității, pentru că nimeni nu-și poate asuma această răspundere să branșeze școala ca peste câteva zile să fie debranșat. Nu aveam cum să fac acest lucru, sub nicio formă. Din păcate, în ce privește plățile către Raja, deși datoriile sunt cum sunt, eu am încercat să fac tot posibilul pentru a direcționa plățile către Raja. În perioada decembrie, ca să dau un exemplu, de perioada decembrie, de când au început problemele privind funcționarea și aprovizionarea rețelei cu apă și privind funcționarea societății, eu am făcut plăți către Raja de aproximativ 23.000 de lei. Aproape jumate din încasările totale ale societății. În condițiile în care societatea are 3 salariați de plată plus administratorul, are multe cheltuieli în ceea ce privește întreținerea rețelei. Această întreținere a rețelei, mai ales pe timp de iarnă, presupune costuri uriașe, începând de la izolarea cu vată, începând de la schimbarea aerisitoarelor, începând de la reparații pentru avariile care sunt. Aceste reparații nu pot fi făcute decât cu firme autorizate, pentru că trebuie să se ofere o garanție. Vorbim de sudorul cu electrofuziunii, se face niște condiții destul de grele. Nu se poate face la minus 20 de grade. Sunt niște probleme complexe. Toate aceste lucrări ar trebui să le fac în această perioadă. Și totuși, deși am plătit sumele astea către Raja, nu a fost suficient. Practic ne-am blocat la factura lunii februarie, respectiv martie 2019, respectiv vorbim de avaria din 23 februarie. Pentru această perioadă s-au emis facturi pentru luna februarie de aproape 90 de milioane, la fel și pe martie. Sunt două facturi în valoare de 180 de milioane. Practic, consumul cuantificat al populației, am aproximativ 800 de metri cubi de mulțit cu 5, dă cam 80 de milioane. Deci gândiți-vă că eu am primit factură de 180 de milioane în vreme ce populația a consumat apă de 80 de milioane. Toate încasările societății în luni respective nu sunt cât valoarea facturii de la Raja. Era imposibil ca eu să fac aceste plăți. Deși am comunicat tuturor factorilor responsabili, inclusiv OAT și proprietarului rețelei, că trebuie să luate măsuri cu privire la această situație, am fost refuzat. Ultimul refuz și ultima adresă pe care am înregistrat-o este cea din 14 mai 2019. Atunci am încercat să determin printr-un plan de măsuri, printr-un raport de administrator cu plan de măsuri, să determin ca o ultimă încercare atât de a se lua măsuri privind majorarea prețului apei. Fac precizarea că prin hotărâri de Consiliul Local apa este vândută către populația Comunei Guravăi cu 5 lei, numai că ea este achiziționată de la Raja cu 4,91 lei. Pentru acest preț de 4,91 lei, Raja are aviza NRSC. Mai mult, branșamentul de intrare a Comunei Guravăi este pe raza municipiului Ionești. Comuna Guravăi având un consumator captiv, de statut de consumator captiv, nu este niciun fel de posibilitate de negociere. Este un răspuns a NRSC care mi-a fost comunicat. Acest răspuns a NRSC am înțeles că se află în primărie, dar nu a fost comunicat și către Consiliul Local, întrucât consilierii locali nu cunosc acest aspect. ANRSC-ul spune foarte clar că prețul de 4,91 lei nu poate fi negociat. Mi-a fost imposibil să asigur o finanțare a societății din 0,09 lei per metru cub, diferență de preț. 0,09 lei de mulțit cu 800 de metri cub, punem și 1000, să zicem, înseamnă maxim 90 de lei. 90 de lei pe lună, în condițiile în care numai o sudură cu electrofuziune presupune cam 10 milioane, 1000 de lei. Deci sunt niște costuri imense. Pregătirile pentru Raliul Moldovei au intrat pe ultima sută de metri. În perioada 19-21 iunie se va desfășura Raliul Moldovei și, la fel ca anul trecut, una din probe va avea loc la Onești. Vineri, 21 iunie, pe Bulevardul Oituz, se va desfășura proba super specială. Anul trecut a atras un număr mare de spectatori și asta se așteaptă și de la această ediție. În plus, această competiție va atrage comunitatea de raliuri și fanii de motorsport către municipiul Onești. Raliul Moldovei a ajuns la cea de-a noua ediție și este o etapă importantă în cadrul Campionatului Național de Rali al României. Detalii în materialul următor. Suntem la o săptămână de startul celei de-a noua ediții pe care o organizăm a Raliului Moldovei, care se organizează la Bacău. Țin să mulțumesc și
echipei mele și îmi place să încep în fiecare an cu această formulă, să spun că aceasta este echipa care organizează acest eveniment. Vorbesc de președintele Consiliului Județean, domnul primar de la Onești, domnul primar de la Moinești, ar fi trebuit să vină și domnul primar de la Zemeș, dar cred că a întârziat. Așadar, vă mulțumesc, domnilor, că ne aflăm împreună în această formulă și în acest an în fața băcăoanilor. Ne despart câteva zile de momentul în care veți vedea mașinile de curse venind în Bacău. Suntem și în anul acesta etapă în cadrul campionatului european de raliuri FIA și vom fi gazde pentru concurenți din Italia, Bulgaria și Ungaria, care i-avem deja confirmați. Și aș vrea să discutăm un pic mai mult despre implicarea din punct de vedere al autorităților și ce înseamnă pentru noi și pentru această zonă acest eveniment. Din acest an, acestei competiții, rămâne Consiliul Județean alături de primăriile municipiului Onești, Bacău, Moinești, orașul Buhu și Zemeș, dar și a celorlalte comunități din jurul acestor municipii, un eveniment deținută, zic eu, și care aduce și noutăți, aici o să-l lăs pe Ade să detalieze, un eveniment care benefic pentru promovarea turismului în zonă. Avem trasee spectaculoase cu diferite grade de dificultate, care poate fi un avantaj pentru iubitorii de adrenalină și iubitorii acestui sport. Faptul că suntem, județul nostru este gazda acestui eveniment, aduce plus valoare întregii zone și a întregii regiuni și sunt convins că, ca și gazdă, că ne vom ridica la înălțimea unui eveniment de o asemenea anvergură. Așa cum spunea Adi, întrecerea are statut de competiție internațională. Încă o dată vreau să subliniez sprijinul pe care Consiliul Județean îl acordă sportului și competițiilor sportive în general. Numai departe de sfârșitul acesta de weekend, iată, reedităm meciul din Cupa Cupelor de acum 30 de ani, de Știința Bacău și Chimistul Râmnicu Vâlcea. Și vă așteptăm cu drag la sala sporturilor sâmbătă dimineață la ora 10. Spuneam că sprijinul pe care îl acordă Consiliul Județean acestor competiții sportive aduce într-adevăr un plus valoare întregii regiuni și poate, prin dimensiunea națională, poate fi un instrument de promovare a atracțiilor locale. Doresc să vină câte mai multe echipe la start și doresc succes tuturor în aici, iar noi să fim gazde, așa cum am promis, la înălțimea acestui eveniment, mai ales că ne pregătim pentru la anul să facem 10 ani. Să facem 10 ani și să organizăm acest eveniment atât de așteptat. Mulțumesc! Suntem singuri din România care facem transmisii în direct de pe o probă specială, urcăm ca o televiziune în vârful muntelui și toate astea cu sprijinul comunității din zonă. Domnule primar. Mulțumesc, Adi, bună ziua! Iată a noua ediție din care municipiul Moinești nu lipsește. Municipiul Moinești a fost prezent la toate celelalte 8 ediții. Acest eveniment, această competiție face parte din calendarul de evenimente al municipiului Moinești. Lunar avem un eveniment de ținută este și acesta, la care comunitatea moineșeană și nu numai, toți cetățenii din arealul municipiului Moinești sunt prezenți pentru a vizualiza în direct această competiție. Aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri, domnului președinte al Consiliului Județean, domnul Brașoveanu, domnului primar de la Onești, domnului primar de la Zemeș, pentru că de unii singuri n-am putea realiza un astfel de eveniment. Așa cum spunea și Adi, la Moinești, Moineștiul pune la dispoziție niște trasee deosebite, trasee pe care piloții le apreciază, le creează adrenalină, le creează riscuri, de aceea sunt foarte căutate și vin piloți de renume din România și chiar din străinătate.
Așadar, vă aștept la Moinești, vinerea viitoare, va fi organizată și evenimentul va fi organizat și în centrul orașului, va fi blocat centrul orașului unde vor fi acele standuri ale concurenților, dar și pe traseul, acea probă specială din zona Văsiești, o zonă transmisă în direct de televiziuni. Sper să fie vreme bună și să ne bucurăm de acest eveniment deosebit. Vă mulțumesc! În primul rând, felicitări pentru organizarea acestei competiții. Îi felicit pe toți cei prezenți la masă și pe domnul primar de la Zemeș. Iată că și Oneștiul se regăsește pe harta motorsport și în acest an, cu o super specială în centrul orașului. Cred că este cea mai frumoasă probă, pentru că va fi ușor de urmărit de toată lumea, fiind în centrul orașului. O etapă, a noua etapă și la Onești. Ne bucurăm să fim printre puținii cei care susțin financiar acest proiect. Mă bucur că Adi va concura în această etapă și sper să fac o surpriză frumoasă acasă, acolo de unde este el, de la Onești. Mă bucur că împreună putem realiza astfel de proiecte și îmi doresc ca și anii următori, într-un parteneriat asemănător, să putem să organizăm competiții sportive și de motorsport în municipiul Onești. Urez tuturor participanților succes, sper să nu fie probleme tehnice în partea, să n-aibă parte de probleme tehnice în niciun echipaj și vă aștept într-un număr cât mai mare în data de 21 la Onești. Mulțumesc și mult succes tuturor! Acestea au fost știrile, în continuare puteți urmări prognoza meteo. Duminică 16 iunie, temperatura maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar cea minimă de 18 grade Celsius. Sunt posibile furtuni în locuri izolate. Luni 17 iunie, vremea va fi frumoasă, maximă va fi de 29 de grade Celsius, iar minima de 18 grade Celsius. Acestea au fost știrile, vă doresc o zi frumoasă, la revedere!